partea Domnului și a spus, mi-au arătat Domnul că în partea dreaptă ai o pată albă sus. În cealaltă zi am fost la spital și medicii au spus, doamna, ea nu și-o problemă, aveți o pată albă în partea dreaptă sus. Și am spus, uite, asta o vorbit de știința omului și asta ne-a vorbit Dumnezeu înainte. Ce zici, crezi? Măi, s-a fudeat. Soția era însărcinată, bolnavă cu TBC, și toți medicii trebuie să faci avort, pentru că copilul acesta nu se poate forma din punct de vedere medical. Și Dumnezeu, care veghează asupra tuturor lucrurilor, am zis, Doamne, toate lucrurile sunt în mâna Ta. Dă-ne un semn că copilul acesta e protejat de medicamentele care le ia soția. Și Dumnezeu ne-a vorbit prin două vase, că copilul este protejat. Și am mers mai departe. La 6 luni, a venit un om al Domnului și a zis, în seara asta, nu m-a trimis să mă rog pentru soția ta cu o vinde. Și a vindecat. Și am chemat pe copii și am zis, hai, George, încoace. Uite aici, Domnule, mărturia. Copilul care s-a născut e sănătos și îl înainte în mitale. Ce zici? Avem un Dumnezeu care lucrează.